Schimbarea la fața câmpinei continuă, în ciuda faptului că nu toți localnicii apreciază acest lucru. Unele dintre monumentele de pe raza municipiului au fost recondiționate. Banii au venit de la bugetul local și au însumat 12.000 de lei. Am avut o lucrare de înfrumusețare a monumentelor prin sablare cu o firmă, singura firmă din Prahova, cu aparatură performantă, cu dispozitiv de sablare, cu praf fin de nisip și această lucrare s-a executat asupra monumentului pictorului Grigorescu din cimitirul Bobâlna și asupra frontispiciului de la Gura Aleului și eficia de la Casa de Cultură. Ele și-au schimbat înfățișarea, s-au depărtat depunerile de praf, de licheni sau vegetație și arată mult mai frumos. Urmează să se aplice un strat întăritor ca să protejeze în continuare aceste monumente. Însă nu toți câmpinenii au apreciat ideea de înfrumusețare a monumentelor, pentru că, la doar câteva zile de la încheierea lucrării, au apărut pe ele noi desene cu graffiti. Din păcate, la Gura Leului, imediat ce s-a îndepărtat desenele anterioare și suprafața a devenit, să zicem, albă, au început și desenele, atât pe scări, pe treptele care le-am făcut în vară și pe acest frontispiciu de la Gura Leului. Sigur că pictorii amatori consideră că sunt lucrări de artă, poate unele chiar sunt reușite, dar nu e locul lor acolo. În cazul în care aceste persoane care desenează cu graffiti vor fi identificate, riscă o amendă usturătoare pentru distrugerea bunului public.